Cei 9 protopopi din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului au participat astăzi la ședința de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial. Întâlnirea a fost prezidată de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. De două ori pe an, protopopii din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului se întâlnesc în cadrul unei ședințe de lucru cu chiriarhul și consilierii eparhiali. Ședința de astăzi, desfășurată la Centrul Eparhial din Cluj-Napoca, a început cu un cuvânt duhovnicesc al înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei. Cuvântul duhovnicesc este legat de perioada în care ne aflăm. O duminică a fost duminica înaintea de înălțarea Sfintei Cruci, apoi a fost sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, apoi duminică după înălțarea Sfintei Cruci. E o spusă comună, dar o repetăm, că e foarte importantă. Crucea pentru noi, ortodoxi, are o importanță deosebită. Are pentru toată lumea, pentru că prin cruce vine mântuire la toată lumea. Și atunci, nu în zadar, zice Sfântul Pavel, în Epistola către Galateni, în capitolul 6, versetul 14, mie nu-mi este a mă lăuda decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea a fost răstignită față de mine și eu față de lume. Sub flamura crucii mergem înainte. Mergem înainte și ne luptăm împotriva tuturor răutăților, sigur, de natură spirituală cu care ne confruntăm. Nu numai acum, ci se vede că întotdeauna a fost așa. În continuare, protoiereii celor 9 protopopiate, Cluj 1, Cluj 2, Dej, Gherla, Turda, Huedin, Bistrița, Năsăud și Beclean, au prezentat proiectele importante din acest an. E o binevenită tradiție în arhiepiscopia noastră ca cel puțin de două ori pe an protopopii eparhiei să se întâlnească cu înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei și cu membrii permanenței Consiliului Eparhial într-o ședință de lucru în care să se discute cele mai importante aspecte ale vieții bisericești, dar în primul rând ceea ce trebuie pentru o mai bună aplicare a misiunii atât la nivelul conducerii arhiepiscopiei, cât și la nivelul parohiilor și al credincioșilor. Așa încât această ședință a avut ca puncte importante pe ordinea de zi, pe de o parte, detalii privind organizarea referendumului pentru definirea familiei, care va avea loc pe 7 octombrie, așa încât în cadrul acestei ședințe membrii permanenței, protopopii și în al preasfințitul au avut o întâlnire de lucru și cu reprezentanții Coaliției pentru Familie de la nivelul județului Cluj, unde au fost discutate aspecte organizatorice, dar la fel s-au discutat probleme legate de misiunea cu tinerii, care este un imperativ al tuturor în eparhia noastră, nevoia de a avea activități constante și susținute la nivelul parohiilor, de a se organiza folosindu-se de resursele pe care le avem, tabere și întâlniri cu tinerii la centrul misionar din St. George, dar la fel au fost prezentate și aspecte ce țin de partea administrativă. Părinții protopop și permanența au luat act de tot ceea ce ne-a inspirat și foarte potrivit ne-a îndrumat ca finalul acestui recensământ să pună în valoare atât societatea românească, care are atâta trebuință de primenire, cât și Evanghelia și morala creștină, pe care Biserica o propovăduiește de la întemeierea ei. În al doilea rând, în alt preasfințitul ne-a vorbit despre activitățile pe care Biserica noastră trebuie să le desfășoare în relația cu tineretul. Tineretul este biserica de mâine, iar noi nu avem voie să ne oprim. În paralel cu toate celelalte activități, noi avem trebuința și necesitatea de a lucra cu tinerii, de a-i entuziasma, de a îi îndruma spre valorile creștine. Pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru, nu mai este nevoie să amintim și aici. Și apoi, ca o coordonată a activității preotului în parohie, indiferent de la oraș sau de la sat, este imperios necesar să ținem contact și legătură directă cu credincioșii prin acele vizite pastorale de care parcă în multitudinea noastră de preocupări am cam uitat. A fi în casa credinciosului, nu numai atunci când s-o cere biserica sau tradiția, este un lucru foarte important. Credincioșii noștri trebuie să ne vadă, să ne audă, să ne asculte, să ne urmeze. După un principiu bine statuat, dacă credincioșii nu vin la biserică, merge biserica la ei. Iar preotul, prin
prezența lui acolo reprezintă biserica cu toate valorile ei. Ședințele permanenței Consiliului Eparhial, la care participă și protopopii, sunt organizate semestrial cu scopul soluționării eventualelor probleme apărute la nivelul protopopiatelor.